nouă zi, o nouă aventură. Simt că va fi frumos astăzi. Începe distracție. Vă salut! Nu i-am spus la Adi, dar las pe el să conducă kilometric la volan. Vine imediat. Și așa vrea să fie pilot astăzi. Așa că îl voi lăsa. Știi cum agheți? Una după alta. O să-l tot dai. Hai să trecem de ei. Cer direct în 24 de grame. Stai nervos? Vreau să prind un șalău frumos. Auzi? Nu știu dacă te voi surprinde sau nu cu ce voi începe pescuitul, dar nu va fi ceva mic. Nici măcar frumos. Băi, ce bună-i sarea. Sarea m-am bucat. Ce bună-i sarea de pe el. Vedem dacă e destul de 24 de grame. Primul anseu. Sunt pe Andrei să vedem ce zice de acest gram. Nu e cea mai frumoasă prezentare, nu mai contează. Deci am mai pregătit două gume. Vreau să-i dau un lanseu mai lung. Fie. Macrame. Cacimento, da. La ora asta. Îi dau ancoră. Cine a ancorat? Did you run like the devil to the dawn? Were you a sailor? Did you catch the wind? Command the sea, sky, and anchors under them. These are questions I'm asking you, 'cause I don't know you half as well as I do. De data asta.
Time runs over, life's begun. You return to who you were when you were young. Wish I know you were brave. Did you stand up for what is right or just what paid? When you fought, were you feared by the men with evil voices in their ears? Did you carry inside your coat? Was it love or was it drugs or maybe both? Who did you worship? Who did you trust? Was it God or something flawed just like us? These aren't questions. Mama, yay. I'm asking you. Cause I don't know you half as well as I think I do. Time runs over, life's begun. You return to who you were when you were young. Nu mai pregătesc un plumb. Eu când prea cârlige mici. Și vreau să pun și o gumă mai mică, just in case. Ia să vedem aici. Ar putea să am ceva 1 pe 0. Până la 2 am ajuns numai. La bun de 2 pe 0 nu. Am zis că nu o să se ceară așa mici pe aici. Să cu ceva mai greu. Presupun că nu ai nimic de obiectat. Iau cum merge cu ăsta. Apă mică și acolo. Pun metan fără offset. Vezi că nici nu ajunge jos cu 12, 14 ani cât. Curge considerabil mai încet. Mă, nu-i bat, ne-am făcut și cu niște ceburașe mai grele. Auzi buiaca. Ură-n pește, pește nu, ură-n pește, ură-n pește. Și e ce trebuie, ările lua de spate. Ca creangul venit. Zic să pregătești micul. Ce trebuie. Ca și pregătit. Aoleu. Părea a fi ce trebuie. Aoleu, doar s-a pus cu ciocul pe ea. Doar s-a pus cu ciocul pe ea. Grădiniț. Gramaj mic în orice caz. Poate totuși astăzi mai prinde și noi ceva. Avem un prim pește. Pește. Poți să-i zici pește. Nu șalău. Poți să-i zici pește.
altul. Nu nimic, nu mai se pune pe ea. Două lanseuri, doi pești pe direcția asta. Nu pare mare nici asta. Ai, ai, ai. Asta măcar a luat o guriță, mă. Vai, vai, vai. Dar oare prinde și ceva mai mare? În dimensiune, apoi vezi și albunii. Nu știu unde-i vezi cum cresc, dar cred că numai în ochii tăi. Numai sunt greunate. Vai, dar o mâncă. Tot pe prag. Îngheață firul. Îngheață degetele. All inclusive. Totuși, hai să încercăm să dăm cu spray și pâinele. Trebuie să mai dau pe fir. Te rog. Stai să vedem dacă se și întâmplă ceva. Momentan nu pare să se dezghețe nimic. Și am agățat-o pe doamna agățătura. Și s-a dus. Voi pune lanseta cu firul mai subțire. Așteaptă-te să înghețe. Cred că voi căuta să pun iarăși largul ăla mic. Era totuși. Ai, l-am avut. Am avut și nu l-am mai avut după aia. Iar l-am avut, mă. Incredibil. Ia să vedem. Sunt urme de dințișori. Normal că sunt. De codiță l-a prins. Am gândit că o să fie mai frig astăzi. Seara era senin maxim. Dar văd că nu vor. Că nu vor. Apu, nu vor, tati. Așa era să lăsez acum bățul cu degetele astea. Care nu mai ascult de proprietar. Care nu mai știu cine-i șeful. Da, mă, pește a fost ăla mai devreme. Bagă-ți-l, sfinții. Pește, uite aici. Iar e mușcat, dar numai de codiță, mă, așa rău mănâncă. Așa rău mănâncă, că... Unde e mai băgat iar? Uai, ce ciocan mi-a dat ăsta. Ah, l-am scăpat, băga-mi-a și picioarele. Gat? Fost fain și ăsta, la offset. Nici măcar nu a ieșit cârligul. Că jiguri mai avem. Bă, ce ciocan o dată asta, bată-te, sfinții. Tot așa pe prag, nu? Da. Tot că altceva am dat de puțin, am avut atac.
acum ne-am și poziționat perfect aici. Dacă ne-ar ține... Ai, nu vedeți. Făcătură. Deja l-am agățat. Și mai înainte, când am pus guma asta pe 25 de grame, jig. Primul lanseu. Și n-am apucat să o joc. Șpiag, vrei să facem emisiune bloopers numai cu ieșirea asta? Bă, da, ai scurtat mocheta asta? Odina asta, cât timp a fost plecat? Am avut. Am avut. Nu prea. Ai urme. Da. O codiță? Nu, pe cap. Uite. S-a dat bine, a? Da. Am văzut și eu cum s-a dat. No, uite că a dat și pare mai fain. Lăului. Îi dă mincioc sau? Nu pare chiar așa de fain, dar... Să mă ajut cu minciocul, că nu-mi dau seama cât e de mare. Sincer. Asta a fost primul atac mai răsărit. Oh, mă ajut? Hai că scot în barcă. În sfârșit unul care a dat. În sfârșit unul care a dat mai hotărât. Și a doua oară. Tot cu largă așa de la acela de 7, nu? Da. Asta ți-a dat și mai înainte. Există posibilitatea asta. Largoșet de 7 jumate pe 17 grame. La revedere, adio. Asta a fost atac cam ca și ăla de ieri. Mai de Doamne ajută. Aveți pește? Efectiv, n-am simțit nimic, doar că s-a îngreunat. Mănâncă ca disperații. Deci, efectiv, doar s-a îngreunat. Suntem a doua zi la pescuit pe Dunăre. Prima zi a fost o zi de tatonare, fiind într-o zonă în care n-am mai fost niciodată. Ieri, practic, mai mult ne-am plimbat. Și am încercat să ne dăm seama cam unde sunt pești. Am pescuit pe apă adâncă, pe apă mică, 9 metri, 10 metri, 14 metri. Am văzut pești grupați, dar concluzia este clară și certă. Șalăii sunt foarte mărâiți. Nu ne dăm seama din ce cauză, pentru că este 3 ianuarie și apa are 6 grade pe aici, pe unde pescuim. În normal ar fi trebuit să fie ceva mai activ, ținând cont că apa este și puțin tulbure. Dar se pare că am găsit oricum un pattern, chiar dacă mâncă foarte rău și chiar și atacurile ce le-am avut au fost super anemice și de cele mai multe ori nedecisive. Abordăm primul prag din mal, din apă de 2-3 metri până în 6, 8, 9, depinde în câți metri pică, pentru că în unele locuri am găsit și să pice chiar 9 metri, dar cam toate prezentările le-am avut în apă de între 3 metri jumătate și 5 metri și jumătate, cam așa mi s-a părut. Așa că abordările sunt fie paralele cu malul, practic acum suntem chiar pe prag, fie ne punem în apă mai mică și dăm puțin oblic pe prag. Adică ne punem în apă mai mică și dăm puțin în diagonală înspre exterior, în larg, pentru a prinde cât mai mult din lungimea pragului. În prima zi am pescuit cu năluci cele mai mici de 10 cm. Adi a avut câteva prezentări, eu n-am avut nicio prezentare în prima zi.
bineînțeles, ne-am dat seama că peștii sunt foarte mârâiți, supărați pe viață. Așa că astăzi am pescuit cu năruși mai mici, toate că am avut prezentări pe mai multe năluci. Urme de dinți, năruși mușcate în spatele cozii. Se pare că pe largoședul de la storm de 7 cm jumate am reușit să prindem cam toți puținii pești pe care am prins. Ca să nu zic foarte puțini și foarte mici. Tare că am văzut că mai toată lumea a prins pești de mărimea de care ați văzut pe filmare. Am și văzut mulți reținuți sub limita legală. Încă tot sper că se va mai schimba ceva, dar cred că dacă nu vor interveni autoritățile mai devreme sau mai târziu, lucrurile de la sine nu cred că se vor schimba în curând. După ce am avut o zi cu ceață până la ora 2:30, iată că a ieșit și soarele, nu mai avem mult de pescuit, mai avem o jumătate de oră cât mai putem să stăm noi la pescuit. Și eu și Andrei am pescuit cu fire relativ subțiri, zicem noi, între 0,15 undeva până în 0,19. Eu am folosit un sufix 131 G-Core și un PowerPro de 0,15 și Andrei a dat cu un Rapinova, cred că tot de 0,19, nu? 0,15 a fost cel mai subțire cu care am pescuit și cu care am pescuit cel mai mult. Între 0,15 și 0,19, cam asta am folosit amândoi. Cred că e un compromis bun când pescuiești în agățătură, mai ales că acum vroiam să nu reține foarte multă apă firul. În perioada asta când pescuiești la temperaturi, cel puțin dimineața când am început, era undeva la minus 3, minus 4 grade. E foarte important să nu rețină apă, firul să alunece bine prin inele. Grosimile astea două le-am considerat alegerea potrivită. Cel mai mult am pescuit amândoi cu echipament de bait casting. Un lucru obișnuit pentru noi, cel puțin. Nu este neapărat cea mai bună alegere pentru toată lumea, pentru noi asta este opțiunea noastră. Dimineață am avut puține dificultăți din cauza gheții, dar aceasta s-a depus doar pe inele și n-a durat foarte mult timp. În schimb, acum, după cum vedeți, a ieșit un soare care ne încălzește pe finalul zilei, dacă cred că până acum a fost o ceață densă și temperaturi scăzute. Acum parcă de nicăieri a ieșit soarele și stăm puțin să ne încălzim înainte de a ne îndrepta către rampă, să scoatem barca și să mergem către casă. Până la noi aventuri, să ne auzim cu bine. Sperăm să revenim. Nu sunt sigur că vom reveni pe aceeași zonă aici la Dunăre, pentru că ne-am simțit într-un fel ca la concurs, cu câte bărci ne-am întâlnit pe apă, chiar dacă este o zi în timpul săptămânii. Fire întinse! Fire întins!
Ce ai făcut? Ai scăpat pe jos un pic. Ce ai făcut și pe ea? Trebuie să facem emisiune bloopers numai cu ieșirea asta. Bă, dar ai scriptat mocheta asta? Cu din asta cât timp a fost plecat? Din parcă te-ai aruncat. Deci cum arată aici? Înțeleg că vrei să te țâpi și pe linoleu. Chiar așa.